este binecuvântarea pe care Moise, omul lui Dumnezeu, a dat-o copiilor lui Israel. El a zis, Domnul a venit din Sinai, a răsărit peste ei din Seir, a strâncit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii. Da, El iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna ta. Ei au stat la picioarele tale și au primit cuvintele tale. Moise ne-a dat legea, moștenirea adunării lui Israel. El era împărat în Israel când se adunau căpeteniile poporului și semințiile lui Israel. Trăiască Ruben și să nu moară și bărbații lui să fie mulți la număr. Despre Iuda a zis, ascultă, Doamne, glasul lui Iuda și adu-l la poporul lui. Puternice să-i fie mâinile și să-i fie în ajutor împotriva vrășmașilor lui. Despre Levi a zis, Tumim și Urim au fost încredințați bărbatului sfânt pe care l-a ispitit la masa și cu care te-a certat la apele Meriba. Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa, nu i-am văzut. Despre frații săi nu vă cunosc, iar despre copii n-a vrut să mai știe. Căci ei păzesc cuvântul tău și țin legământul tău. Ei învață pe Iacov poruncile tale și pe Israel legea ta. Ei pun tămâie sub nările tale și ardere de tot pe altarul tău. Binecuvintează tăria lui, Doamne, primește lucrarea mâinilor lui, prinde șalele vrășmașilor lui și vrășmașii lui să nu se mai scoare. Despre Beniamin a zis, el este prea iubitul Domnului, el va sta la adăpost lângă dânsul, Domnul îl va ocroti totdeauna și se va odihni între umerii lui. Despre Iosif a zis, țara lui va primi de la Domnul ca semn de binecuvântare cel mai bun dar al cerului, roa. Cele mai bune ape care sunt jos, cele mai bune roade ale soarelui, cele mai bune roade ale fiecarei luni, cele mai bune roduri din munții cei vechi, cele mai bune roade de pe dealurile cele veșnice, cele mai bune roade ale pământului și din tot ce cuprinde el. Binecuvântarea celui ce s-a arătat în rând să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului, fraților săi. El are frumusețea întâi lui născut al taurului. Cornele lui sunt cum sunt cornele bivorului. Cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului. Despre Zabulon a zis, bucură-te, Zabuloane, de alergăturile tale și tu, Isahar, de corturile tale. Ei vor chema popoarele pe munte, acolo vor aduce jertfe de dreptate, căci vor suge bogăția mării și comorile ascunse în nisip. Despre Gad a zis, bine cu
binecuvântat să fie cine lărgește pe Gad. Gad se odihnește ca un leu și sfârșie la brațe și capete. El a luat cea din tâi parte a țării, căci acolo stă moștenirea legiuitorului. El a mers cu fruntașii poporului și a dus la îndeplinire judecata Domnului și poruncile lui față de Israel. Despre Dan a zis, Dan este un pui de leu care se aruncă din Basan. Despre Neftali a zis, Neftali, sătul de bunăvoință și copleșit de binecuvântări de la Domnul, ia-n stăpânire partea de apus și mi-a zis. Despre Asher a zis, binecuvântat să fie Asher între copiii lui Israel, plăcut să fie fraților lui și să-și moie piciorul în îndelemn. Zăvoarele tale să fie de fier și de aramă și puterea ta să țină cât zilele tale. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel. El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor. Trece cu măreție pe noi. Dumnezeu cel veșnic este un loc de adăpost. Și sub brațele lui, cele veșnice, este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmași și a zis, nimicește. Izvorul lui Iacob este de o parte, într-o țară plină de greu și de must. Și cerul lui picură roa.